Eagles Шапти во фильм проект Фарти Интересант, Кумути Лупти, Лупти Ди Титлу, Супер Дуэлори, Лупти Реванш, Вом Видеа Лутатор Конускутс, Лутатор Профессионист, Мулс Лутатор Тинер, Варфи Вопарти Ди Энчепатор, care premieră se vor ruta în proiectul Eagles. Aș vrea să accentuez una dintre lupte, va fi lupta lui Mezer Nicolai, care s-a mai luptat în proiectul Eagles, în Eagles 6. Îl va întâlni pe Dumitru Cioban, un luptător tânăr, un luptător care în premieră va participa în proiectul nostru. Posibil va fi o luptă foarte interesantă. Ambele luptători sunt buni, de perspectivă. Noi ziua mai simt într-o formă bună. Am primit puțin mai târziu ca toți luptătorii această chemare la luptă. Mă pregătesc, am de antrenament și dimineața și seara. Și adică merg într-o formă, deja suntem pe ultima 100 de metri, practic. Mai avem o săptămână, ultima săptămână cu greutatea, cred că mai mult o să avem grijă și o să ținem dietă mai. Merg acum motivat spre un câștig, așa mă motivez eu. Îi urez succes adversarului meu, îl cunosc personal, îl respect. Este și ca un prieten, pot să spun. Un coleg de mai mult timp, care eu mă luptam și eu înainte pe amator și el. Și acum, iată, datorită la feia, în special domnului Domir, e că ne dă șansă să ne luptăm, să ne arătăm valorile și să arătăm că am muncit mult la amatori și mergem spre profesioniști la alt nivel. Deocamdată mă gândesc pozitiv, așa va fi. Mă pregătesc bine, mult mai bine ca data trecută. Am avut timp mai mult pentru a mă pregăti și cred că seara o luptă frumoasă, merit, așa. Sunt puțin enervat de lupta trecută. You ready, Tarik? Sperăm, da, totul va fi ok. Sper să fie tot bine. Sperăm la un câștig, da. Sunt pregătit la maxim. Voi arăta o luptă foarte frumoasă. Fac două antrenamente pe zi, dimineața, seara. Și atât. Lucrez cât la sol, cât și în picioare. Dar de-am o luptă arată, adică adversarul, dacă vrea să lupte jos, eu lupt jos. Dacă vrea în picioare, lupt în picioare. Pe adversar, practic, nu-l cunosc, dar îi urez succes și sperăm să arătăm o luptă frumoasă. Invităm toți fanii de arte marțiale pe data de 4 noiembrie la sala Manege Arena. Noi, luptătorii, promitem că să facem lupte spectaculoase și veniți și ne susțineți. În privința la băieților, avem băieți tineri, ambițioși, puternici, care sunt devotați sportului și fac o muncă enormă. Și, desigur, noi așteptăm numai victorii. Dumitru este un sportiv foarte, foarte talentat. Pot să menționez la dânsul fizica foarte puternică, foarte bună. El este experimentat. Se antrenează la mine de foarte mult timp. Este campion european la combat sambo. Are multe lupte pe MMA, pe amator multe competiții. Deci pot spune că este un sportiv deja care peste timp oricare a să arăte un rezultat foarte bun în interiorul țării și în afara țării. Vasile Suprovici este un elev mai tânăr care face în parte din echipa mea, dar este cu niște abinet cu o pregătire fizică foarte bună. Este un băiat care își dă foarte mare străduință la antrenament, se stăruie foarte mult, frecventează regulat și noi toți știm că omul talentat fără muncă nu ajunge departe, dar omul, chiar dacă nu are talent, dar muncește de 10 ori mai mult, el dă rezultat mult mai bun decât un om talentat care nu muncește. După părerea mea, o luptă foarte interesantă va avea loc între luptătorul tânăr Vasile Suprovici, care l-am mai întâlnit în proiectul Eagles, a făcut o luptă foarte interesantă împotriva spaniolului Tarik Lamagali.
Supravo, ce este un luptător interesant venit din alt gen de sport, dar cu o putere fizică extraordinară. Cred că are un viitor bun în MMA și la noi în proiectul Eagles. Aș vrea două cuvinte să spun despre un luptător destul de interesant, Dumitru Bostan, un luptător care de acum are o luptă și o victorie în proiectul Eagles. Îl va întâlni pe Constantin Gnosariov, un luptător tânăr. Va fi o luptă destul de bună și interesantă.